accident grav pe străzile din județul Argeș, unde o mașină de poliție a fost făcută zob de către o șoferiță grăbită. Doi agenți de la rutier au fost implicați în accidentul produs pe drumul național 7 între orașul Topoloveni și comuna Călinești. O șoferiță a intrat frontal în autospeciala de poliție aflată pe contrasens, când aceasta ar fi încercat să depășească o coloană de mașini. În urma impactului, cei doi polițiști au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale, însă rănile suferite nu le pun viața în pericol. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, însă niciunul nu a consumat alcool. Polițiștii continuă investigațiile acum pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului, iar șoferița s-a ales cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.